Astăzi am să vă arăt o rețetă interesantă de gogoș cu sos olandez și cu bacon. Cum am pregătit eu această rețetă? Urmează să urmați pașii. Haideți cu mine! Vom începe cu primul pas. Inițial am pregătit maiaua, care am pregătit-o din 600 ml de apă. Am adăugat o lingură de zahăr și 3 linguri de făină. Maiaua mea între timp s-a spumat și acum voi pregăti aluatul de gogoș. Aici am făină, mi-am pregătit 1 kg de făină, n-am turnat-o toată din prima. Mai adăugăm și o lingură de sare. Vin cu maiaua. Inițial am vrut să vă arăt doar gogoșile cum le servesc, dar mi-am adus aminte că aluatul ăsta nu l-am postat pe canal, gogoșile astea, și de-aia n-am filmat maiaua. Dar mergem mai departe. Deci acum pregătim un aluat simplu, economic. Aluatul nostru aproape s-a legat. Adaug în jur de 2 linguri de ulei. Incorporăm și uleiul și apoi lăsăm să-și dubleze volumul. Între timp vom trece să pregătim sosul olandez și tocănița. Acum vom pregăti sosul olandez, sau este o bază, acest sos olandez este o bază a multor alte sosuri, care eu am să vă arăt și în alte rețete, alte dressing-uri. Dar astăzi vă-l arăt pe ăsta. Deci aici am 4 gălbenușuri, peste care adaug sucul de la jumătate de lămâie. Este important lămâia sau oțetul ca să acidificăm gălbenușurile. Acum am să le mixez un pic. Compoziția o punem acum la bain marin. Deci se pune într-un vas rezistent la temperatură înaltă. Timp mi-am topit 250 ml de unt, 250 de grame de unt, da, el a devenit lichid, am zis mililitri. Deci avem aici 250 de grame de unt topit. Începem să amestecăm în gălbenușuri. Deci în acest moment sterilizăm gălbenușurile și când încep ușor, ușor să se îngroașe, începem să adăugăm untul exact cum adăugăm la maioneză, subțire. Într-un fir subțire și incorporăm în gălbenușuri. Observați, sosul nostru s-a format, adăugăm sare și piper și se păstrează cald. Eu îl las așa pe oală cu apa fierbinte până în momentul servirii. Acum adaug și piperul, am adăugat și sare. Astea se pun după gust. Puteți adăugați, dacă vă place, și o lingură de muștar. Eu mă gândesc să-l adaug sau nu. Ce ziceți, copii? Punem și muștar? Nu știu. Nu știi. Lăsăm fără muștar atunci. Și sosul nostru este gata. Pentru topping pregătesc aici, am 100 de grame de bacon, pe care îl filiez mărunt și o să-l tragem un pic în tigaie ca să-l uscăm, să fie așa mai uscat. Îl perpelim un pic. În care am topit untul, aici adaug și baconul și îl sotăm un pic. Cât ne-am jucat noi cu sosul și cu baconul, aluatul mi-a crescut și acum vom forma gogoșii. Foarte simplu. Doar cu un cerc voi decupa. Le fierbem în ulei pe ambele părți. Și acum am să vă arăt cum montez în farfurie gogoșile cu sos olandez. Deci voi pune 3 gogoși, deci o porție.
Așa. Am servit-o pe salată. Acum vin cu sosul. Ca un truc așa de la Stella pentru un moment în care se mai întâmplă în bucătărie și nefăcute, vi se taie sosul. Nu vă speriați. Adăugați un albuș pentru că îl aveți de la gălbenușuri și cu un blender vertical, exact cum lucrați cu o maioneză, așa lucrați și cu acest sos. Practic, acest sos este o maioneză cu unt, făcută din unt. Nimic altceva. Și acum vin cu baconul. Asta este o mâncare așa mai atunci când ne distrăbălăm alimentar. Nu este o mâncare tocmai sănătoasă, dar uneori avem și pofte de genul ăsta. Și mai venim așa cu ploaie de mărar și în felul acesta servim gogoșile cu bacon. Am să tai una să vă arăt cum sunt pufoase și în interior. Astea sunt gogoșile. Este o mâncare potrivită să o mâncați în prima jumătate a zilei. Nu vă recomand să fie tocmai pe seară. Este o mâncare plină de calorii care necesită să vă plimbați ca să le consumați. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.